Bună seara, stimați telespectatori! Bine v-am regăsit la postul de televiziune 6 TV, televiziunea care vă iubește. Pe toți, pe toți telespectatorii noștri, care, așa cum i-am văzut, sunt cei mai inteligenți telespectatori. Televiziunea sufletului dumneavoastră. Iată, este miercuri, suntem la televiziunea 6 TV, la acea emisiune stranie, ciudată, bizară și insolită, care vă arată acele lucruri care nu le vedeți în altă parte. O săptămână interesantă, cu foarte multe mesaje de la dumneavoastră. Mulțumesc tuturor celor care păstrează legătura cu postul nostru de televiziune, cu toate emisiunile pe care le avem, și inclusiv cu emisiunea Teoria Conspirației. O să răspundem și la întrebări care nu au legătură directă, cel puțin câteva, cu emisiunea de astăzi, pentru că, așa am spus întotdeauna, dacă o întrebare este pusă în mod corect și politicos, în limitele bunei cuvințe, și o cunoaștem ca și răspuns, dăm acel răspuns care trebuie dat. Dacă nu, ne documentăm, chemăm pe alții mai deștepți decât noi, pentru că numai proștii cred că le cunosc pe toți. Toți și toate răspunsurile care cred că există. Oamenii care sunt buni cunoscători știu că au un orizont al cunoașterii. Astăzi îl am ca invitat pe cercetătorul ufolog, iată, Iuri Floroiu. Bună seara. Iuri, mă bucur că ai venit la emisiune. O să vedeți un subiect absolut exploziv, așa îl consider eu. De aceea o să vedeți că nu o să mă amestec prea mult în ceea ce o să prezinte, pentru că are niște date absolut extraordinare și la primă mână. Însă, înainte de a începe, aș vrea să fac câteva mici precizări. Spuneam pe la începutul lunii noiembrie faptul că lumea, în general, ceea ce numim civilizația umană, civilizația ateriană, cum o numesc specialiștii în ceea ce se numește istoria lui Homo sapiens sapiens, deci specialiștii în istoria omenirii, va intra într-o nouă etapă. Și intră, în mod sigur, într-o nouă etapă, nu numai politic, nu numai social, nu numai organizatoric. Avem două vești foarte interesante. Prima este dată de faptul că, și o să intervenim pe parcurs și să o prezentăm pe larg, NASA deține probe despre niște ipotetice civilizații sau o civilizație care s-ar găsi în interiorul Pământului. Cel puțin așa scriu site-urile sale. Sau cei care au ajuns la aceste site-uri mai speciale. Dacă NASA își permite să spună așa ceva, Agenția Centrală de Investigații, principala agenție de informație externă a Statelor Unite, a făcut în ultimile 3 luni publice dezvăluiri care conțin peste 5.000 de dosare despre observații OZN. Lucru care nu s-a întâmplat niciodată în ultimii 20-25 de ani. Mai mult decât atât, asistăm tot în spațiu american la lansări de teorii foarte interesante legate de contactul pe care va trebui să-l reînnoiască actuala administrație americană în frunte cu cel de-al 45-lea președinte american Donald Trump cu civilizația extraterestră. Și vă spun de ce m-am gândit la David, pentru că vă amintiți acel film extraordinar care s-a numit Întâlnire de gradul 3, în care personajul principal cu numele de David primea acele mesaje cu muntele Shasta. E, în ultimul timp, în ultimele 2-3 săptămâni, foarte mulți oameni din diverse colțuri ale lumii semnalizează că primesc mesaje despre o așa zisă flotă de obiecte zburătoare neidentificate care s-ar afla undeva în afara Terei. Vom vedea dacă este adevărat, dacă nu este adevărat, dacă este o intoxicare sau o manipulare, sau totul face parte din această mare zonă a culturii teoriei conspirației, pe care, într-un fel sau altul, o iubim sau ne interesează pe foarte mulți dintre noi. Înainte de a începe emisiunea cu subiectul în speță pe care am să vi-l anunț,
L-avem pe domnul Ștefănescu Cristian, îl cheamă, din Satul Mare. Avem foarte mulți fani ai postului de televiziune în Satul Mare, zona Oradea, în zona de nord-vest, și care de mai multe ori mi-a cerut să revin asupra vestitului caz de obiect zburător neidentificat, între paranteze fiind spus așa zisă farfurie zburătoare, care ar fi fost doborâtă undeva înainte de 1990 deasupra teritoriului fostului URSS. În primul rând vreau să fac câteva precizări. Înainte de 1990, deasupra teritoriul fostei Uniuni Sovietice, nu s-a prăbușit sau a fost doborât un singur obiect zburător neidentificat, între paranteze, cum îi mai spun alții, farfurie zburătoare. Sunt cel puțin 5 cazuri, iar la 3 dintre ele există filmări. Dar pentru că domnul Ștefănescu mi-a spus precis și s-a referit exact la cazul în speță pe care îl dorește și foarte pe scurt am să-l prezint, am să vă arăt întâi și o să rog regia să prezinte această imagine care a făcut în conjurul Terei în 1986, după cum vedeți. În această imagine vedeți un așa zis OZN, obiect zburător neidentificat, o blindată și în jurul ei mai mulți militari. Acolo vedeți secret, este secret și scris european, pentru că era top secret și secret top dintr-o publicație de unde a fost scos acest material. Este o imagine care a făcut în conjurul lumii. Despre ce este vorba? Un regiment de rachete antiaeriene CUB făcea aplicație undeva în Siberia. La un moment dat ei așteptau niște avioane fără pilot pe care făceau trageri real de luptă. Deci se antrenau ca la război, așteptau două ținte pe care trebuiau să le doboare, a doborât-o prima, a doborât-o și pe a doua, și deși nu trebuia să apară la treia, a apărut și a treia. Comandantul regimentului a hotărât că și aceea este țintă, n-a răspuns la semnal, n-a răspuns la semnalele de identificare, acel IFF, Interrogation Friend or Foe, deci un dispozitiv prin care afli dacă avionul sau obiectul zburător care este în spațiu este amic sau inamic, NRZ, cum îi spun rușii, Naземne Radio Zaproși, cum se numește, și a tras și pe acesta. Mare a fost surpriza când la apropierea poziției acestui regiment de rachete antiaeriene, rachetele antiaeriene tip CUB, nu mai constituie niciun secret, a căzut acest obiect. Ceea ce este foarte straniu este că în momentul în care s-au apropiat de acest obiect, au apărut niște lumini foarte ciudate și un câmp foarte puternic care nu dădeau voie militarilor să ajungă la această, să-i spunem, navă sau cum vreți să-i spuneți, obiect celest prăbușit. Așa spune legenda, noi nu am fost acolo. Și mai mult decât atât, la apropierea directă de obiect, cei 11 militari care însoțeau acest transportor blindat împreună cu comandantul lor au fost efectiv ceea ce se numește pietrificați. Există materiale și în Occident și în publicațiile rusești. Mai târziu aceste sfere s-au unit într-o sferă imensă care a plecat în cosmos. Acest obiect a rămas. Ceea ce este interesant este altceva. Respectivii militari au murit pe loc, au rămas, cum se spune în poveștile noastre, stană de piatră, și s-a constatat că, de fapt, printr-un mijloc oarecare, se schimbase structura apei din organismul uman, știind că cea mai mare parte din organismul nostru, peste 70%, este apă, și acești oameni fusese efectiv reduși la ceea ce am numit niște statui. Nu se spune mai departe ce s-a întâmplat cu trupurile acestor militari. Este o întreagă contradicție pe acest eveniment. Vă spuneam într-o emisiune trecută că unii sunt pro, s-a întâmplat, alții că era o manipulare a serviciului secret rusesc, al KGB-ului. Cert este un lucru, că după 1990, când
au început să circule mai mult informațiile, s-a aflat precis că există, cum vă spuneam, 5 astfel de incidente. Dar de ce vă spun că uneori dăm credare unor astfel de ipoteze, alteori nu? Pentru faptul că în 1982, unul din mari specialiști ai rușilor în ceea ce se numește munca informativă, este vorba de colonelul Lev Termene, care a dezertat în Statele Unite și a avut o conferință de presă în care a trebuit să justifice gestul său, a prezentat 3 motive. Dacă primele 2 sunt plauzibile și le înțelegem, cel de-al treilea a lăsat perplex presa și opinia publică și atunci, ca și acum, pentru că nu mai știm nimic despre acest colonel, și anume spunea că a dezertat pentru faptul că nu mai suporta regimul totalitarist care la vremea respectivă era în Uniunea Sovietică. Al doilea motiv era faptul că cooperase cu anumite agenții occidentale și era aproape să fie descoperit și urma să fie executat. Iar cel mai straniu motiv este acela că se săturase efectiv să fabrice obiecte zburătoare neidentificate, farfurii zburătoare și extraterestri. Deci, iată, putem considera că, la un moment dat, acest tip de fotografie, fotografia face parte dintr-un film, poate fi o manipulare a serviciilor de informații rusești. Dincolo de toate acestea, la începutul anului 2001, participând la San Marino la un congres referitor la contactul cu civilizațiile extraterestre, unde era și o secțiune vis-a-vis de obiectele zburătoare neidentificate, specialiștii occidentali nu i-a interesat prea mult despre relatările despre obiectele zburătoare care au fost văzute, observate, recuperate deasupra fostei Uniuni Sovietice, însă îi interesau foarte mult ce s-a întâmplat cu acești militari. Deci, LMC, cum spunea un profesor al meu la facultate, deci la mintea cocoșului, că dacă te interesează, între ghilimele, așa zis, militari împietriți, înseamnă că evenimentul efectiv a avut loc, într-o formă sau alta. Noi avem un film pe care, într-una din emisiunile următoare, o să și prezentăm. Chiar și o autopsie de extraterestri făcută de către serviciile secrete rusești. Deci nu vorbim aici de extraterestri de la Rusul. Vorbim despre ceea ce s-a întâmplat pe fostul spațiu al Uniunii Sovietice. Și mai spuneam aici, într-o emisiune, și mi-asum acest lucru pentru că este un lucru absolut real și îl pot și documenta. În 1986, pe când mă aflam undeva în zona San Petersburg, ce căutam eu acolo, asta este altă problemă, într-o zonă, imaginați-vă Dobrogea noastră, ca să vă imaginați cam cât de mare, s-a declarat semnalul de alarmă, zona a fost închisă de militari, iar în fața acestui, să spunem, cordon de militari, era cordonul serviciilor de securitate, unde fusese recuperat un corp care căzuse din spațiul extraterestru. S-a spus la un moment dat, era o componentă, o rămășiță pătrunsă arzând din spațiul extraterestru, dintr-o fostă navă, satelit american, și ei erau interesați să o recupereze și să vadă ce era. De acord, nicio problemă. Dar de ce acest cordon a fost ținut 30 de zile? Dacă era o singură bucată și au recuperat-o în prima zi, se știa precis unde era? De ce se mai întâmplase acolo? De fapt, ce căzuse? Căzuse o bucată din ceva sau era o bucată din ceva care mai avea și altceva și trebuia căutat? O să vă prezentăm acest lucru detaliat într-o emisiune viitoare. Dar iată că legat de aceste întâmplări de tipul ăsta, încă o dată spun, după vestitul raport Cartea Albastră, The Blue Block, avem CIA-ul care face niște dezvăluiri absolut uluitoare despre obiectele zburătoare neidentificate și agenția de presă rusească Novosti, la care se adaugă o agenție japoneză
pentru că sunt și ei aproape de cercul polar de nord, acolo spre Marea Siberiei, arată că în Golful Obi, undeva în Marea Siberiei de Est, pe o întindere extraordinară, o suprafață, se spune, de câteva mii de hectare, au apărut niște sfere imense din zăpadă, care inițial erau foarte mici, de mărimea unor bulgări de zăpadă, care au început să crească până au ajuns foarte mari, după care se topeau în mod brusc, fără niciun fel de explicație. Poate fi o veste de senzație. Poate voiau să le atragă atenția de la faptul că, iată, rușii își plimbă rachetele Iskander când în Crimea, când la vest de Moscova, când la vest de San Petersburg. Dar în momentul când știrea este confirmată și de japonezi și de chinezi, îți pui problema dacă cineva chiar vrea să colporteze și să manipuleze zvonul al cuiva. Deci, iată, ceva se întâmplă pe Pământ, are o legătură cu spațiu și mai este ceva. Există o, să-i spunem, intoxicare legată de acest lucru, există o dezinformare, există o manipulare, da, există și așa ceva. Dar ajungând în această zonă, o să vorbim, pentru că aici, de fapt, suntem cu emisiunea de astăzi, despre un fapt absolut extraordinar care s-a întâmplat în România, în spațiul aerian al țării noastre, pe teritoriul României, fapt trecut cu vederea de foarte multe publicații și agenții de presă. Eu, personal, cum spunea Mircea cel Dăpân, eu cred că nu întâmplător. Eu, Mircea. Eu, străinul, cred că nu în mod întâmplător a fost lăsată deoparte această știre, fie pentru a nu produce oarecare rumoare și, să spunem, cumva crea un sentiment de nesiguranță, fie se mai știe și altceva. Nu este prima dată când în spațiul aerian al țării se petrec lucruri deosebite și care sunt trecute cu vederea. În afară de ministrul apărării naționale, fost ministru, domnul Dușa, care ne povestea nouă cum se plimbă OZN-urile prin spațiul aerian al țării, care am explicat într-o emisiune aici că la vremea respectivă nu erau niciun fel de OZN-uri, ci erau avioanele hipersonice ale Federației Ruse și ale altor prieteni, pretini, cum spunea fostul conducătorul al României dinainte de 1990, iată că în afară de acest pretin, care se plimbă cu tot felul de avioane de cercetare, se pare că vin unii de la distanțe de mii și mii de ani lumină. O să aprofundăm acest subiect și o să vedem ce se întâmplă de fapt. Deci, Iuri, aș vrea pentru început numai în două fraze, dacă ar trebui să faci un rezumat în două, trei fraze asupra evenimentului, pentru că nu vreau să plece nimeni de la postul 6 TV, ce s-a întâmplat de fapt? Au venit, au studiat, au plecat. Iată. A doua întrebare. Cine? Ei. Ei, da? De unde? Naiba știe. Ca să vorbim mai puțin academic, dar au fost. Da. Asta este interesant și mi-a plăcut introducerea dumneavoastră apropo de Blue Book. Mai există, văd că americanilor le place mult culoarea albastră, au și acel proiect Blue Beam, care după ce a fost cumva desecretizat după dezvăluirile ziaristului canadian Serge Monast, a fost pormă împrumutat și de alte state și chiar m-am bucurat că acum două săptămâni când am vorbit despre ce s-a întâmplat acolo unde s-a întâmplat și o să povestesc imediat, v-ați gândit și la acest proiect și posibilitatea ca ce s-a întâmplat, unde s-a întâmplat și am să vă spun imediiat, să fi fost de fapt un exercițiu militar sau cineva să fi jucat de a hologramele pe cer. Din datele care le-am până acum, mă îndoiesc că a fost un exercițiu militar al cuiva. Nu cred, după modul în care s-au manifestat și animalele și tot. Este interesant că rușii au început să discute ceva mai concret, culmea, înaintea americanilor. Acum se laudă și americanii că au declasificat vreo 13 milioane de pagini. Nu știu cât au fost spălate și cu ce detergent.
pentru că n-au ei obiceiul, de fapt, să spună tot, ba dimpotrivă, permanent s-au chinuit și au făcut eforturi financiare serioase, au creat și agenții în scopul acesta, să ascundă realitatea fenomenului. Cât se va mai putea ascunde? Avem norocul, totuși, că libera circulație informației, rețelele de socializare, internetul permit schimburile de idei între toți și aproape toți cetățenii planetei. Bun, cu acele limite care sunt date de unele jocuri de manipulare și dezinformare, dar de regulă pentru cei cu mintea limpede și care se întreabă atunci când se observă așa ceva, cine profită? Cine? Pentru că atunci se află de fapt cine este în spatele manipulării, acestea pot fi depistate și eliminate. Cert este că putem să discutăm concret, direct. Sunt aici, nu sunt cei care ne sunt prezentați tot timpul în cadrul acelui proiect despre care sper să avem timp să spunem câteva cuvinte, Bluebeam, care înseamnă o manipulare grosolană la scară planetară și care ne tot prezintă că extraterestrii vin neapărat să ne invadeze, să facă experimente pe pielea noastră, să ne cucerească, să ne fure bogățiile solului, subsolului și eventual să crească o nouă rasă după ce se... Sau poate vin la noi să mai pună de un meeting în piața universității, că vine și chestia asta. Dragi spectatori, nu plecați. O scurtă pauză publicitară, după care veți vedea cum cineva, unii zici extraterestri, iată, au venit să vadă ce mai facem noi. Publicitate. Din nou împreună, am în mână o carte, mi-a trăit așa puțină nostalgie, pentru că cu ani în urmă, când făceam emisiunea Lumea Misterelor la Tele7 ABC împreună cu regretatul Ion Țugui, autoarea acestei cărți, Badea Lizet Alexandra, o persoană cu capacități extrasenzoriale deosebite, i-a mai prezentat niște lucrări și s-a bucurat de un succes deosebit. Este printre fanii postului de televiziune 6TV și al emisiunii mele și de aceea vă prezint această carte, cea mai recentă apariție, deci a doamnei Badea Lizet Alexandra, Creierul acestui uriaș univers. I-am transmis conducerii postului de televiziune rugămintea de a lua legătura cu doamna Badea și poate în viitor o vom invita sau poate va face chiar o emisiune. Deci, iată, oamenii ne scriu, ne trimit și realizările lor, dar ne vizitează și posibili ipotetici extraterestri. Ia zi, Iuri, cum a fost povestea? Au fost oricum înainte de meeting-ul ăla, da, despre care vorbeam, declanșat extraterestru pentru ceva de fapt care nu există, exact, dar în sfârșit și a născut foarte multe... Hai foarte să revenim la subiectul nostru. Și niște energii care meritau orientate spre altceva. Despre ce poveste? Pe 2 decembrie, anul trecut, poate nu întâmplător într-o perioadă în care Ucraina desfășura ample exerciții militare pe Marea Neagră și făcea chiar teste cu rachete și cu alte tipuri de armament greu. În
Estul țării. Și dincolo de granița Ucrainei, Federația Rusă și-a masat cele patru divizii de forță. Da, le tot plimba. Sunt, așa cum am mai povestit, sunt evenimente care atrag vizitatorii noștri de neștiuți sau care poate sunt stabiliți aici, deoarece pun în pericol pacea și echilibru acestui fragil pământ din toate punctele de vedere. De care mai avem nevoie și sperăm să-l mai avem și să trăim pe el cu toții și fără aripile războiului, defilând, zburând negre pe deasupra noastră. Am în comuna Nicorești, unde s-a întâmplat evenimentul, am practic o rudă până alianță, care îmi cunoaște preocupările, se uită la emisiunile postului 6TV și în special la această emisiune. Și pe la ora 19:30, pe 2 decembrie, a sunat-o chiar pe soția mea, era foarte îngrijorată, spunându-ne că în apropierea casei în care locuiește, a văzut un OZN de mari dimensiuni. Bun, nu era prima oară când ne-a mai sunat. E o zonă care merită cercetată cu mare atenție. Am mai primit telefoane de câteva ori și în cursul anului trecut. Doamna este un foarte bun observator, știe să distingă ce înseamnă un avion, ce înseamnă un elicopter, încât nu le confundă. Chiar am stat acolo și mi-a arătat și m-am convins că știe să facă aceste observații. Dar de data asta, într-adevăr, era foarte, foarte înfricoșată. Am întrebat-o, bun, practic ce este? Și a început să-l descrie, chiar a avut o reprezentare plastică și frumoasă a ceea ce vedea atunci. E un obiect discoidal, care seamănă cu un capac de cratiță sau mai bine cu o mămăligă, că are inclusiv culoarea, deci era galben-auriu. Foarte interesant, era în staționar în momentul când l-a văzut prima oară și din acest obiect care emana o lumină foarte puternică, aurie, galbenă, ieșeau niște raze de aceeași culoare care se îndreptau spre pământ. Nu făcea niciun fel de zgomot, era complet silențios, dar ca în toate aparițiile reale de obiecte zburătoare neidentificate, mediul era influențat, în special animalele, pentru că am întrebat-o și mi-a confirmat imediat, găinile zburătăceau înnebunite, câini schemunau de frică. Și are, bun, între altele are un ciobănesc mare, cât omul. Și acel câine schemuna, era la fel de înfricoșat. Ca dimensiuni, a apreciat că era puțin, foarte puțin mai mic decât luna. N-a putut, fiind întuneric și având o magazie pe direcția de observație, n-a putut să aprecieze ca lumea distanța, altitudinea la care evolua. Am întrebat-o, bun, cum te simți? Bun, animalele am înțeles. Spunea că nu-mi dau seama acum, mi-e foarte frică și simt un fel de fior, nu știu dacă sunt generați de frică sau și de frigul de afară. Și-a ascuns copilul în casă, era chiar singur atunci cu un copil mic, am stat iarăși de vorbă la telefon și am încurajat-o, am calmat-o, hai să încerci să faci și totuși niște fotografii dacă poți. A luat un telefon mobil bun, de calitate medie, dar oricum capabil să facă fotografii cam în orice condiții, a încercat, a filmat, a fotografiat, nu a ieșit absolut nicio fotografie din cele. Ecranul a fost complet negru,
anormal, pentru că pentru oricine care știe să folosească un telefon mobil și știe și dânsa, măcar pe fondul unei lumini intense fotografiate la distanță, apare ceva acolo, un punct chiar pixelat, chiar cu difuz, dar ceva ar fi trebuit să apară. Probabil, spun eu, câmpul electromagnetic generat de acest obiect, de această farfurie zburătoare, era atât de intens încât din acest motiv s-au speriat și animalele și păsările și n-au ieșit nici fotografiile. Hai să facem un mic portelo, cam pe la ce oră a fost? S-a întâmplat la 19:30, observația a durat cam 20 de minute, în două faze. Deci a văzut prima oară, a văzut ce se întâmplă cu animale, a intrat să-și protejeze copilul și, până după două minute, a ieșit din nou să facă poze și să continue observația. Dar important e că n-a fost o observație instantanee, ci un corp sau ceva care era acolo. Un fenomen a staționat care și a avut o durată în timp, da. Am încercat și eu să aflu, practic, ce ar fi putut să trezească interesul acestui OZN în zona în care l-a văzut că evoluează. N-ar fi fost, din ce mi-a relatat, ceva nemaipomenit de interesant. Practic, pe direcția pe care a staționat OZN-ul ar fi o unitate militară dezafectată și niște ruine ale unor vechi conace boierești sau poate mai vechi, pentru că mi-a arătat că în zona mai sunt și altele, dar care nu sunt cercetate. Aici, iarăși, nu mi se pare ciudat, pentru că în timp, făcând și eu fotografia, am constatat că aceste zone cumva sunt un fel de puncte de reper. Dar totuși, acest obiect a staționat și practic a dat impresia că cercetează cu acele raze care ieșeau din el. Senzația aceea, că parcă se caută ceva sau căuta, se observă ceva. Da. Bun, printre altele, zona este cunoscută nu doar pentru vinul bun, ci și pentru rezervele de hidrocarburi care sunt tot timpul căutate. Și mai este ceva, deocamdată încă nu pot să mă pronunț, trebuie să ajung să văd la fața locului, o caracteristică a solului. Aseară și-a adus aminte, mi-a spus-o, și e posibil ca asta să fie un element tare, tare interesant. Mă bucur că a bucurat să menționă. O să vi-l spun și eu dumneavoastră după ce vin și fac niște cercetări chiar la fața locului și e posibil să iau niște probe de sol. Te întorc pe direcția aia. Bun, după circa 20 de minute, obiectul s-a deplasat pe direcția Tecuci, Nicoreștiu fiind la câțiva kilometri de Tecuci. Este interesant că, documentându-mă după a doua zi imediat după ce mi-a dat telefon și mi-a povestit toate aceste amănunte, am aflat că n-a fost singura persoană de Nicorești care a văzut acest obiect. Casa doamnei care am vorbit, doamna Cornelia, este cumva mai la marginea comunei. Au văzut și oamenii care trăiesc în centru. Chiar au făcut o sesizare la un post de televiziune care și-a trimis o echipă pe teren și a intervievat câțiva oameni de Nicorești. Oameni dispuși chiar să meargă la detectorul de emisiuni. La fel, bun, n-au pomenit de efectele asupra animalelor, dar senzația de teamă au resimțit-o cu toți și la fel de interesant, unul dintre martorii din centrul comun a discutat acum câteva zile iarăși cu doamna Cornelia și i-a spus că s-a simțit la un moment dat urmărit, coboruse într-o mașină, a văzut că vine obiectul evoluând ceva mai jos, dar fără acele raze de lumină. Ori au fost două, ori după ce a cercetat în zona din exteriorul comunei, când a venit spre centru, n-a mai avut nevoie de acele raze și oamenii au remarcat că se învârtea, avea o mișcare circulară în jurul axei. Individul spunea că s-a speriat, a urcat înapoi în mașină și a demarat în
trombă. Foarte, foarte ciudat, cam peste o săptămână, poate și mai bine, l-a zărit din nou, numai că de data asta, fiind mai sus, la, spuneați că față de cum era cât un capac sau cât o mămăligă prima oară, acum era nițel mai mic, cam cât un CD, și la fel de intens lumina pălpuia, fără, totuși fără să emită acele raze spre sol, și fiind mai sus, nici animalele n-au simțit acel câmp electromagnetic. Este o observație, cum să zic, de la un martor ocular de mare încredere, și o să mai continui cercetările personal în zonă. Să știți că nu sunt singurele. Zona de nord a județului Galați, unde este și localitatea Nicorești, am făcut și eu o documentare mai în timp, este recunoscută pentru o altă apariție stranie de acum 20 de ani, la Cerțești, la practic încă vreo 20 de kilometri de Nicorești, spre limita cu județul Vaslui, unde a existat practic o aterizare în centrul comunei. Martori au fost polițistul care făcea Făcea rondul și un paznic local. S-au făcut niște emisiuni pe această temă. E interesant acolo că practic au văzut, a fost o întâlnire de gradul 3 în care au coborât din acea navă estimată, avea vreo 15 metri diametru și aproape 2,5 înălțime, niște entități de statură mică, în jur de un metru, 1,20 m, apreciate separat de poliție și de paznicul local ca fiind de statura unui copil de 6-7 ani, care probabil că au reparat ceva la navă, navă discoidală, bineînțeles, și care avea pe de jur împrejur o serie de lumini roșii, albastre, albe. Foarte, foarte ciudat că, deși erau doi martori, un martor a fost o singură entitate care a coborât și a muncit și chiar a observat că ar fi avut un fel de limbaj, un fel de gâlgâit ceva, pe când polițiștii s-au văzut trei. Aici nu prea se potrivesc rapoartele care au fost făcute, dar din punct de vedere al comportamentului entităților și a felului în care arătau, și chiar mi-am notat aici cum arătau acei umanoizi, aveau sub un metru înfățișare, cap alungit spre spate și expresia era bolboroseau ca ploaia în burlan. Limbajul care îl foloseau, normal neinteligibil pentru martori, aveau un fel de excrescențe pe creștet, urechi mari, clăpăuge, fața albă și ochii foarte mari, iar corpul acoperit de solzi gri metalizați. Probabil că, de fapt, asta era costumul de protecție care îl foloseau. Iarăși una din observațiile care a șocat la vremea respectivă, dar totuși fiind două persoane cât de cât credibilitate, polițistul localității și pasnicul de noapte, au trebuit totuși să fie luate în considerare, chiar dacă au fost destui gică contra, să le spunem, care au încercat să-i discrediteze și să spună că au văzut cu toate
cu totul și cu totul altceva. Nu sunt singurele. În 2015, pentru cei pasionați, se știe că au fost acele apariții în județul Botoșani, îmi scapă numele localității, în care oamenii pur și simplu au fost terifiați de atât de apariția unor nave stranii, cât și de deplasarea pânsată a unor fiare, a unor care semănau cu necuratul, cum spuneau. E o reacție firească pentru oamenii care sunt departe totuși de ceea ce înseamnă nu neapărat civilizație, cât o cunoaștere a domeniului, să compare aspectul unui umanoid venit din cine știe ce alt colț al galaxiei și care sigur nu arată cu noi, cu o plăzmuire a unei entități întunecate. Dar au fost și au fost în mod repetat și trebuie totuși luate în considerare că ceva se întâmplă. Spuneam în prima parte că în urmă cu vreo două săptămâni chiar discutasem cu domnul general de acest eveniment și chiar ne-am consultat dacă ar fi putut să fie sau nu rodul unei intervenții de tipul Blue Beam. Adică o reprezentare holografică a unui obiect pe cerul comunei. Concluzia la care am ajuns împreună că n-ar fi putut să fie așa ceva, chiar dacă în apropiere vecinii se jucau cu tot felul de arme, pentru că n-ar fi reacționat animalele la o asemenea joacă, la asemenea proiecție. Și de regulă, din ceea ce s-a cercetat, reprezentările holografice, care culmea au început să fie vizibile din ce în ce mai des, trebuie ca să aibă o definiție foarte bună, să fie prezentată la o înălțime mai mare decât a evoluat, de exemplu, OZN-ul de la, sau OZN-urile de la Nicorești. Aceste sisteme există. Există în dotarea mai multor state. Cred că acum două săptămâni, dacă nu mă înșel, în China a fost iarăși văzut un oraș. Chiar mai mult, a fost în două etape, da, fenomenele observate. Iar în alte părți ale lumii sunt ceva frecvent. Practic, dacă e să intrăm nițel în culisele a ceea ce înseamnă proiectul Blue Beam. Și la noi sunt problema e că la noi oamenii mai privesc cerul. Sunt prea supărați și nu m-au capul în pământ. Merg dacă l-a scăzut sau l-a crescut pensia, dacă au sau nu au bani de întreținere, dacă iar mai punem de un meeting, iar mai... Deci oamenii nu știu prea să uită pe cer. Adică da, nu mai sunt visători, nu mai trăiesc viața din plin și atunci mai te uiți după OZN-uri, după nu știu ce extraterestri, că nu știi dacă ai ce pune pe masă la ziua de mâine. Și atunci asta e problema. E o situație cumplită, într-adevăr. Uite, chinezii au început să uite pe cer, înseamnă că au bucata aia de... au încredere. De strachină prin ocorez. Au încredere, au niște sisteme de referință și știu că pot să evolueze. Problema, exact cum a spus la noi, a ajuns rația de supraviețuire, într-adevăr. Nu putem să gândim mai mult de ziua de mâine, cum poate ar fi frumos, da? Pentru un tânăr sau chiar pentru o persoană de vârstă medie să poată să gândească în perspectivă. Ce fac peste 10 zile, peste 10 luni, peste 10 ani? Unde voi fi? Ce împliniri voi avea? Voi fi? Deci la noi... Deci în învățământul românesc nu se predă de la clasa 1 până la clasa 12 nicăieri astronomia. Dar avem olimpiadă de astronomie pentru că sunt niște profesori care fac în particular astfel de cursuri, niște părinți care au bani și își plătesc
pentru că au cu ce copiii să participe, cunosc astronomie, cunosc cosmogonie, teoria evoluției sistemului solar, în timp ce marea majoritate a copiilor nu știu să facă deosebirea între soare și lună, dacă se află la apus sau la răsărit. Deci, din învățământul românesc s-a scos astronomia, nici cel puțin la liceu nu se mai face. La facultate, doar la matematică, există un singur curs de astronomie și acela am înțeles că acum este facultativ. Dacă cumva vreo instituție de stat are nevoie de un viitor astronom, este pregătit. Deci noi, în domeniul astronomiei, deși am aderat de acum câțiva la Agenția Spațială Europeană, nu avem niciun fel de cunoștință pentru publicul larg, pentru oamenii care vor să documenteze. În reviste, nu mai spun că lucrurile sunt total absurde, pentru că nu avea decât o singură revistă Știință și Tehnică, care ar fi o revistă de popularizare, iar în rest, vezi, da, astrologie, nu astronomie, care e cu totul altceva. Vorbind de astronomie, haideți să vă spun, ieri am fost într-un loc să cumpăr ceva și cineva de acolo, din grup, întreba: dar ce naiba e astăzi? Ce sărbătoare? M-am uitat, am zis că glumește. Și am zis: frăție, la mulți ani. Azi, ieri, sărbătorim mica unire, primul pas spre refacerea României mari. La care replica a fost: de ce naiba ne-am tot împiedicat de vechituri? La ce ne folosește? Ne bagă asta ceva în buzunar? Am simțit că nebunesc. Vă rog să mă credeți. Chiar îmi venea să vorbesc singur și ca să nu mă enervez, i-am spus: omule, ești aici, îți faci o meserie bună și ai bani în buzunar, tocmai pentru că înaintea ta au fost niște nebuni, niște vechituri, niște tâmpiți, cum vrei să le spui, care au făcut România asta mare. Deci am trecut de la astronomie la istorie. Deci, ca să înțeleagă publicul nostru, telespectatorul, unde s-a ajuns, deci în fața ultimei promoții de absolvenți de la Academia Diplomatică, 90 de persoane care în viitorul apropiat, toți tineri, între 25-35, maxim 38 de ani, își vor lua postul în diplomație, cineva a pus o întrebare: știe cineva ce este aceea, Antanta sau Tripla Alianță? Nimeni nu a știut să răspundă, neștiind nici la ce se refereau, la faptul de primele, adică alianțele care au hotărât soarta primului război mondial. Deci pe acolo suntem cu cultura. În momentul când am scos geografia națională, istoria națională, iată, cunoștințe de nivel general, ca astronomia, ce pot să mai spui? Din când în când mai spunem și niște astfel de lucruri, pentru că poate mai sunt pe undeva unii care vor auzi și vor încerca să repună lucrurile așa cum trebuie să fie ele în valoare. Eram într-o anumită împrejurare, într-un anumit loc, unde nu eram cunoscut ca persoană și am auzit pe cineva spunând: știi, mâine este faza lunii, nu știu ce poziție, primul pătrar, al doilea pătrar, lună nouă, lună plină, n-are importanță. Ca era și spunea, domnule, zice, du-te și acum fă la biserică un acatist ca să-ți meargă bine. N-am nimic cu biserica, cu toate lucrurile astea, dar în primul rând omul ăla, eu mă întreb dacă el știa care sunt cele patru faze ale lunii. Dacă îl întrebam cât durează un ciclu lunar, că era 28 de zile, ce înseamnă un perigeu și un apogeu față de Pământ, lucruri foarte minime care pe vremea mea se făceau în ciclu primar. Acum întreb pe cineva pe stradă să uite la tine, crede că îl înjuri. Deci cunoștințe de uz general erau pe vremea aceea la cunoașterea generală a naturii. Și vorbim de astronomie. Este foarte frumos că la Timișoara bunul nostru prieten, un om extraordinar, domnul general doctor Dumitru Punariu, a făcut o întâlnire cu copiii, tineri și părinți și a luat legătura cu stația spațială interplanetară, internațională, care se află în jurul Pământului. Dar de ce nu face asta la București? Avem un observator astronomic popular, observatorul amiral Vasile Ursanu. Avem observatorul astronomic al Academiei, de la Cuțitul de Argint. Avem televiziuni care pot promova astfel de lucruri. În timp ce pe orice canal dai numai peste numerologi, astrologi și la un moment dat nu am nimic cu ei, de să fiu foarte bine înțeles, că trebuie să-i răspund cuiva aici.
Dar înainte de astrologie și de numerologie și de științe ezoterice, trebuie să cunoaștem lumea reală, științele naturii, cele care ne înconjoară. Publicitate. Suntem din nou în direct, sunteți la televiziunea 6 TV, televiziunea care vă iubește. Nu uitați în fiecare miercuri de la ora 20 la ora 22, emisiunea Teoria Conspirației. Pentru că avem aici un mesaj, l-am lăsat două emisiuni la rând, pentru că nu am avut materialul pe care să explic. Este vorba de domnul Stan Vasile, locuiește în sectorul 3 și spune că lucrează la IURE și este pasionat, spune dânsul, de enigme neelucidate. Și ne întreabă de, am mai vorbit despre asta, dar, cum spunea Charlie Chaplin, pentru fiecare nou născut, fiecare lucru este nou. Despre triunghiul, așa zis, morții din Marea Neagră. Uite, îl mai arătăm încă o dată, o să rog telespectatorii să fie atenți și în regie să ne apropie puțin harta. Deci este vestitul, vestita zonă nu este de fapt un triunghi, o să vedeți aici că este o zonă destul de, este cea pe care o vedeți aici însemnată, foarte la est de brațul Sulina, zona Chiliei acolo. De ce vă arăt acest lucru? Pentru că un prieten al nostru care urmărește emisiunea ne-a făcut o legătură între această zonă foarte ciudată și faptul că acolo în apropiere se află insula Șerpilor, vestita insulă Leuce, și ne-a trimis această fotografie extraordinară. Este o fotografie din aer a insulei Șerpilor. Iată, aceasta este insula Leuce, făcută cu o dronă. Vedeți undeva în dreapta ecranului dumneavoastră este un ponton special unde se opreau și veneau submarinele care veneau din larg. Pe această insulă este plină de tehnică și de tehnologie militară și ne întreabă telespectatorul dacă ce se află pe această insulă are vreo legătură cu fenomenele stranii care se întâmplă în Marea Neagră. Mai ales că, după cum știți, cel puțin în ultimii 3 ani de zile, fenomene de turbulență marină extraordinară au avut loc în Marea Neagră. Meteorologii și hidrologii spun că pe o perioadă de timp foarte scurtă aceste fenomene s-au întâmplat. Cât s-ar fi întâmplat în trecut într-o 100 de ani? Este vorba de trombe marine foarte puternice. Nu se știe originea lor. Trombe marine care, pe fondul unei evaporații deosebit de puternice, au ridicat în atmosferă milioane de metri cubi de apă care într-o perioadă următoare au creat mari probleme, inundații, ploi catastrofale în Bulgaria, România, Ucraina și Republica Moldova. Dar încă ceva apropo de aceste trombe marine, nu uitați și cele două așa zise tsunamuri, micro-tsunamuri, care au avut loc unul la Odessa, înălțime de 6 metri, a ras întreaga plajă, și cel de la Izmir, unde la fel tot ce a fost pe plajă a fost măturat. Se știe în fond că e cunoscut de mult timp acest așa zis triunghi, e mai curând un fel de cerc, nu este singurul în care se apar asemenea fenomene stranii. Este posibil să fie legat de caracteristicile geofizice ale Pământului și încet, încet s-a constatat că se deplasează spre Sulina. Oricum, pescarii din zonă știu, presimt când se întâmplă ceva și de regulă evită să pătrundă în aceea zonă. Poate nu întâmplător zona... Avem și o fotografie, iată cum arată un astfel de fenomen. Chiar vă rog să apropiați.
Deci orice navă pătrunde într-o astfel de zonă nu mai este văzută, pur și simplu este absorbită și dusă ori în fundul oceanului, ori probabil ruptă în bucăți și scufundată. Asemenea, soarta a avut chiar și un vas militar rusesc. Mai recent, un asemenea fenomen s-a produs pe o platformă petrolieră ucraineană, unde toți cei care au fost acolo au murit în mod tragic. Și cu lumea, echipamentul era intact. Colegii care, care au făcut Academia Militară și pe care i-am întrebat despre fenomen, colegii de la Marina Militară știau de existența acestui fenomen, însă îmi spuneau că locul este însemnat pe hartă și totdeauna evitau zona, pentru că producerea fenomenului este intempestivă, deci nu e anunțată de nimic. Se produce, după care dispare tot așa de fulminant cum a apărut. Și nu are niciun fel de ciclicitate care să poată. Toate explicațiile sunt ca să fie o explicație, dar nu avem o explicație științifică care să ducă până la capăt acest tip de fenomen. Cert este că aici citesc niște turci, niște specialiști turci, se pare totuși că ucrainienii, în momentul în care au moștenit de la Federația Rusă, de fapt de la URSS, una din instalațiile HARP care se află în apropie de Cernobâl, au pus-o în funcțiune și fac diverse experiențe pe Marea Neagră. Acum, problema este experiențele acestea pe pielea cui o fac, pentru că este știut că mama experiențelor cu asemenea instalații în zona Eurasiei este Federația Rusă, care de fapt a și renunțat la acest uriaș complex care se află în apropiere de Cernobâl. Ca să înțelegeți, prețul acestei instalații care se află lângă centrală este de 3 ori mai mare decât centrala nucleară. Deci ori construiai 3 centrale nucleare, ori această instalație de control atmosferei era același lucru. Bine, în momentul de față, ucrainienii nu recunosc că au reparat-o și că o folosesc. Și aici, dacă ați observat pe acea planșă care v-am prezentat-o din aer, unde era o panoramă a insulei Șerpilor, este o îngrămădeală absolut uluitoare de tehnică militară, stații de radiolocație, stații radio, state de dirijare, stații care sunt folosite în ceea ce înseamnă navigația maritimă civilă și militară. Este cea mai mare aglomerare de tehnică militară care există undeva în zona Mării Negre. În mod ciudat, ucrainienii la ruperea URSS-ului au moștenit-o toată și fără niciun fel de, să spunem, cerință din partea Federației Rusă de a ceda ceva de acolo. Și probabil le folosesc în propriul interes. Cert este că tornadele care sunt din ce în ce mai des în zona Mării Negre, turbioanele atmosferice, vorbeam despre aceste trombe marine care întotdeauna au loc pe fundul unei temperaturi foarte ridicate și pe unei absorții uriașe prin evaporare a unor cantități, spuneam, cum spun specialiștii turci, de milioane de metri cubi de apă care sunt apoi plimbați și duși deasupra Mării Negre și duși acolo probabil unde există interesul. Cert este că Marea Neagră, dincolo de aglomerarea militară, de tensiunea care există în aceste maluri ale sale, avem, iată, și aceste experiențe care implică hidrosfera, respectiv Marea Neagră, și dinamica atmosferei în zona din apropierea Mării Negre. Și aceste fenomene nu sunt întâmplătoare, pentru că, la fel cum spuneau și specialiștii aceștia turci cu care m-am consultat, pe fondul unor fenomene care se întâmplă în ultimul timp și care sunt atipice. Toți știu că, de exemplu, pământul se răcește primul și se încălzește primul. Apa, marea, se răcește după ce s-a răcit pământul și se încălzește după ce s-a încălzit pământul. Dar apar fenomene total aiurea, însemnând că, la un moment dat, temperaturile sunt inversate și nimeni nu poate explica aceste anomalii hidrometeorologice. Bine, mergând la cărți, întotdeauna poți să găsești o explicație ca să o dai unora care nu știe mare lucru despre ceea ce înseamnă hidrometeorologia, pentru că am mai stat de vorbă cu oameni care în momentul în care nu știe să citească o hartă sinoptică și explici ceva, de rușine dă din cap și spune că a înțeles.
Este foarte greu unui om care nu se pricepe să explice înseamnă o izobară sau o izotermă, modul de știu eu, de circulație a curentului atmosferic. Dar spun aceste lucruri pentru a ne învăța cu aceste lucruri, cu acești termeni și în momentul în care mai apare câte ceva, să vă dăm de știre. Întorcându-l la OZN-ul nostru de la, iată, care a fost observat, acum eu știu că tu, fiind și vicepreședinte al Asociației Rădăcinile Neamului Românesc, te-ți întins în toată țara, primești semnale de peste tot. Totuși, oamenii cum au reacționat? Pentru că este interesant și impulsul ăsta psihologic. Ce anume s-a întâmplat după ce fenomenul în sine s-a consumat? Pe moment au fost înfricoșați. Nu se mai confruntaseră cu un asemenea fenomen atât de aproape. Ei le văd. Așa cum doamna despre care am vorbit mai se uită seara pe cer când are timp înainte de culcare și mai verifică în curte animale, le hrănește și mai vede din când în când plimbându-se câte ceva. Dar în momentul când vine ceva atât de aproape, când descrie o localnică că a fost un obiect care se învârtea și care ar fi avut 50 de metri pătrați, e, deja începe să schimbi nițel viziunea și poate și pe fondul acestei manipulări intense. Câte filme s-au dat în ultima perioadă iarăși cu invazii extraterestre? De obicei, de exemplu, ăla lui Spielberg era dat pe 4 iulie, acum a fost dat în decembrie, din nou. Da, e... Și au mai fost câteva care toate prezintă în mod cumplit acest contact între noi și extraterestrii. Însă și doamna care mi-a povestit, spunea că prima oară m-a dus să-mi ascund copilul. Deci dacă ne răpești. Am vorbit la telefon, i-a zis, calmează-te, n-au de ce, dacă vreau să o fac, o făceau de înainte să-l naști, până la urmă. Da, deci problema este următoare, eu ce vreau să vă spun. Cel puțin în ultimul an de când am această emisiune, vorbim numai de ultimul an, nu merg mai în spate. Nu am pretenția să mă credeți. Luați-o ca informație, că am peste 100 și ceva de persoane care au venit și mi-au relatat că au văzut diverse... Hai să le spunem obiecte zburătoare în spațiu. Pe unele chiar le-am putut identifica chiar în momentul când mi s-a spus, fie la telefon, fie ieșiți acum pe balcon sau duceți să vedeți afară. Sau... Altele le-am văzut filmate. Însă, dincolo de ceea ce se numește de regulă dorința omului de a ști, am văzut ceva și vreau să știu ce este. Și de unele mici confuzii, pentru că mai este o problemă. Acum nu se mai face armată și foarte multă lume, de exemplu, nu știe anumite lucruri care sunt acum în armată, care le-ar fi știut dacă se făcea armată. De exemplu, despre drone, despre aparatele fără pilot, diverse sisteme de observații, de cunoaștere, de culegerea informațiilor, elemente ale sistemelor de cercetare și lovire de mare precizie. Deci sunt și multe lucruri care pot fi identificate. Însă vreau să vă spun că am câteva zeci de persoane care mi-au relatat, unele mi-au arătat filmele pe telefon. Eram împreună în toamnă la un târg de specialitate unde a venit acel domn de Neamț. Sigur. Care mi-a dat și mie fotografiile, le-am prelucrat. Sigur. Și dacă erau dubii pe vreo patru din ele, în două fotografii s-a văzut foarte clar că existau... Da, era acolo ceva care în niciun caz nu era ceva curent care noi putem identifica în orice moment. Problema care vreau să o scot în evidență este altfel. Acasă dumneavoastră când vă uitați în fața televizorului puteți să aveți orice fel de idee preconcepută sau nepreconcepută. Uite, au venit și ăștia, nu știu ce prostii ne spun sau ne bagă în cap. Dar vreau să vă spun că în momentul în care vin și mi-arată aceste lucruri, uitați, asta e, vreau să știu, dar știți să nu spuneți că știți de la mine. Sau nu mă dăți că lumea râde de mine. Sau nu că mă crede lumea nebună. Ce am vrut să scot în evidență cu acest fapt? Că sunt mult mai mulți oameni care fac observații și care de teama de a fi ridiculizați, de teama de a fi anatemizați într-un fel că, uite, ăla a luat o razna și nu stă bine cu capul, nu povestesc astfel de lucruri și sau cu foarte mare greutate le... Exact pe aceeași... Persoane chiar foarte serioase, persoane care sunt credibile, persoane care am stat, de exemplu,
de vorbă cu o persoană care a ieșit la pensie de curând, anul trecut, anul ăsta, n-are importanță, de la sistemul nostru de navigație și control, care îl avem la Băneasa acum. Cât am vorbit cu el până la ieșirea la pensie, n-am scos nimic nici cu cleștele. După ce a plecat de acolo, când am început să povestească, dacă am să le scriu pe toate, am să fac 3 volume. Și am spus, bine, ce nu mi-ai spus atunci, că puteam verifica, puteam vedea, puteam... Nu că mă dădeau afară de acolo. Un pilot, iarăși, de la o linie aeriană, e drept, nu românească, s-a lăsat din cauza sănătății, având o tensiune oscilantă și având o problemă cu inima, a ieșit la pensie mai devreme, la 50 de ani. La fel, a venit, mi-a povestit niște lucruri absolut uluitoare și nu neapărat de la noi. De exemplu, niște lucruri care s-au întâmplat deasupra deșertului saharian. Niște lucruri care s-au întâmplat undeva într-o zonă a Mării Mediterane care este mai puțin circulată, că să știți, nici Marea Mediterană nu este peste tot plină de linii de comunicații. Sunt și zone care sunt foarte rare străbătute, pentru că nu sunt pe căile navigabile, cum se numesc. Ce vreau să scot în evidență? Vreau să scot în evidență faptul că încă mai avem foarte multe lucruri de aflat. Noi, ca persoane, suntem niște observatori care luăm la un moment dat cunoștință de astfel de fapte, evenimente, întâmplări și de cele mai multe ori, cei mai mulți dintre noi, fie de frică, fie dintr-un sentiment de a se proteja, cum spuneam, de a nu fi ridiculizat, de a-și păstra locul de muncă, sau unii chiar acceptă ideea, a fost o iluzie. A fost o iluzie, mi s-a părut și cu asta. Dar sunt foarte multe evenimentele, mai ales în ultima perioadă, care arată, nu numai la noi în țară, mai ales în Europa, faptul că în spațiul aerian se întâmplă ceva. Tot atât de adevărat este faptul că în ultimii 5 ani numărul deșeurilor cosmice, deci cele rămase în urma lansărilor de rachete, de sateliți artificiali, rachete purtătoare, navetele care au cărat diverse alimente sau cosmonauți la spațială internațională, rămășița aia rachetelor Soyuz care cară materiale și schimbă echipajele acolo, au pătruns în atmosferă și multele au putut fi văzute. Dar în momentul în care unele din aceste observații sfidează logica, nu corespund aerodinamicii clasice, nu se încadrează într-un tipar pe care noi îl cunoaștem, nu mai avem de-a face cu un fenomen obișnuit. Și atunci, iată, apar aceste tipuri de observații. Eu n-am spus acum că au venit marțienii în acea localitate. Sau că neapărat trebuia să aterizeze nu știu cine. Ați văzut că foarte plastic Yuri a făcut o descriere foarte plastică vis-a-vis de cum i-a fost povestită, cum i-a fost relatată. Noi am ezitat foarte mult să prezentăm sau nu să prezentăm acest caz, dar cred că e bine. Și dacă cineva mai știe ceva despre acest caz, chiar la nevoie îl putem invita să povestească. Însă ce vreau să scot în evidență este următorul lucru. Trebuie să spunem un nu hotărât necunoașterii. Să încercăm să cunoaștem, să încercăm să interpretăm, să vedem pe baza cunoștințelor care le avem și noi să aducem oameni mai bine pregătiți decât noi. Cunoașterea, în primul rând, ne dă putere. Trebuie să înțelegem lumea care ne înconjoară, fenomenele care sunt. Ori a accepta numai niște lucruri care țin de esoterism, misticism, ocultism și obscurantism, ne întoarcem înapoi în evul mediu. Și niciodată să nu fim... Să trăim acel sentiment de autosuficiență, că noi știm destul. Primul pas, de fapt, spre adevărata cunoaștere este recunoașterea faptului că nu știm destul și că permanent trebuie să ne perfecționăm, să învățăm. Spuneați foarte frumos de acea ridiculizare. Să știți că, de fapt, asta a fost o campanie dintotdeauna de când au apărut aceste obiecte ocupanților și n-au putut fi explicate, ba mai mult au generat teamă în rândul instituțiilor militare, în special, care și-au dat seama că sunt total depășite de performanțele celor care vin din neștiut deocamdată. Și eu am primit foarte multe relatări, unele mai credibile, altele mai puțin credibile, vă dați seama
când cineva vine și spune că în acele OZN-uri vine Lucifer cu armata lui, n-ai ce să spui foarte multe. I-am zis, ok, asta este. Am primit fotografii, unele foarte bine realizate în Photoshop, altele vizând reflecția globului de sticlă în fereastră și era tamai OZN-ul, dar în același timp au fost oameni, exact cum v-ați întâlnit dumneavoastră, care chiar au venit cu niște relatări foarte interesante și foarte bine descrise de marturi. Bun, și oameni cu o pregătire totuși, zic eu, deosebită. Vreau, da, să, vă exemplu... vreau să vă spun într-o seară, eram cu soția, ieșeam să fac o serie de fotografii, încă nu se terminase de ridicat casa fotbalului de lângă stadionul național și eram pe o stradă lăturalnică, bun, fotografiam, ca să nu râdeți, niște pescăruși care se cățărau pe, aterizau pe Macara. Atunci făceam eu niște teste cu aparatul și atunci mi-a plăcut subiectul. A ieșit un domn dintr-o curte și m-a întrebat direct și simplu: domnul, fotografiezi OZN-uri? Recunosc că... Hai zis, mă, m-a văzut ăsta pe undeva, mi-a răspuns cam în doi peri și am spus: domnule, ce OZN-uri să fotografiez pe aici? Păi crezi dumneata în OZN-uri? Și ușor dezamăgit de răspunsul meu, mi-a spus: da, domne, dacă dumneata nu le-ai văzut, eu le-am văzut. Era chiar simțea nevoia, de fapt, să destăinuie cuiva de, la ce a fost martor. Și din vorbă în vorbă, până la urmă, a început să-mi povestească o observație absolut fabuloasă, pe care eu, pe urmă, am conexat-o cu altele asemănătoare din alte țări. Având o vârstă mai înaintată, căldură, vara, ieșea de regulă noaptea să privească cerul și să mai fumeze câte o țigare, să relaxeze în grădina lui la răcoare. Și prin 93 sau 92, nu și-a adus aminte perfect anul, tot așa a ieșit, vedea de la el din curte, se putea vedea bine fostul stadion 23 august, cum era denumit. Și a sesizat, era între 3 și 4 noaptea, că deasupra stadionului era un OZN triunghiular, negru complet. Luna lumina destul de bine, astfel încât a putut să observe decât câte o lumină ca de balizaj pe colțurile OZN-ului și o ușoară lumină mai intensă pe centru. Spunea că a încremenit, nici țigarea n-a mai avut curaj să-și o aprindă. A stat câteva minute, spunea, nu știam, am vrut să strig la cineva, chiar îmi povestea, n-aveam la cine, blocul de vis-a-vis, toate luminile erau stinse, luminile de pe străduță de acolo de-abia mai pâlpâiau, deci o influență se simțea, liniște și pe șosea. Spunea că am încremenit, am stat și m-am uitat la el până când, dintr-o dată, s-au aprins mai tare luminile de balizaj și a țâșnit spre înălțimi cu o viteză incredibilă. Spunea că l-am întrebat totuși, bun, cât de mare? Și zice, domnule, la cât se vedea din zona în care stau, nu cred că ar fi putut să aterizeze pe terenul de fotbal, de atunci care știm că era de dimensiuni mari. Eu, bineînțeles, i-am mulțumit, m-a întrebat, cum să zic, cumva cu acea dorință, să fie crezul de cineva. Dom'le, mă credeți că am încercat să mai spun cuiva, mi-au spus că-s nebun, că am luat-o razna. Dom'le, nu-s nebun. Tot am încercat, gesticulat. Și zis, să-i spunem Cornel. Și a zis, domnul Cornel, te cred, am văzut și eu. Ați văzut și dumneavoastră? Păi de ce nu mi-a spus de prima oară? S-a liniștit și am mărturie, o să fie cuprinsă în cartea la care lucrez. Cert este că
aceste OZN-uri întunecate de formă triunghiulară n-au fost văzute doar atunci. Mai sunt și cazuri de până anii 60-70 când au fost văzute în România. Dar cele mai interesante de această formă plată, triunghiulară, cu o lumină ceva mai intensă în centru, au fost văzute în 28 noiembrie în Belgia, când a fost una dintre cele mai interesante, cum să zic, acțiuni de localizare și încercare de interceptare a acestui OZN uriaș, care tot așa a fost gigantic, a fost reperat de ofițeri de poliție, de peste 1600 de martori iarăși. Nu, și de aviație, niciun avion patru, la caracteristici NATO patru, de atunci nu a fost în stare să patru radare, unul după altul, au reușit să localizeze acest aparat. Au fost trimise și două avioane F-16 să-l intercepteze. Concluzia a fost că depășește orice tehnologie pământeană, pentru că în fracțiuni de secundă trecea de la accelerație la decelerație cu o viteză, de la o viteză fantastică la aproape oprire completă în aer. Aceleași tipuri de OZN-uri, formă, au fost reperate în Anglia. În Belgia a fost foarte interesant, fiindcă e pentru prima oară în istoria investigațiilor OZN când autoritățile militare au colaborat cu organizațiile civile de profil. Au fost atât de mulți martori, presa a acordat o atenție specială acestui caz, iar investigațiile s-au făcut cu totul special. Înțeleg că trebuie să luăm o pauză și continuăm. Sigur, luăm o pauză după care vom continua și o să vă arăt, să-i spunem, extraterestru cel mai vizualizat în ultimii 5 ani în lume, tipul de ființă ipotetică extraterestră. Dar până atunci o mică pauză publicitară. Publicitate. Da, uluitoare emisiune. Mulțumesc tuturor telespectatorilor care, iată, țin legătura cu noi. Nu le mai dau numele, că sunt foarte mulți, dar iată ceva foarte interesant. Doi dintre telespectatori, separat, am văzut un asemenea obiect zburător neidentificat, am semnalizat cu lanterna, mi-a răspuns altul. Am văzut un asemenea obiect zburător neidentificat, i-am semnalizat cu farul de la mașină, aflându-mă într-o zonă muntoasă, mi-a răspuns. Am văzut un astfel de obiect zburător neidentificat, ne aflam undeva la un foc de tabără, i-am semnalizat cu niște făclii și ne-a răspuns prin clipiri intermitente, s-au învârtit în jurul focului de tabără. Altele spectatori, este adevărat, oamenilor le este frică să nu fie ridicoli, mai mult decât atât, uneori nu le vine să creadă ceea ce observă. Așa este. Trăim în realitatea imediată, este mult mai palpabilă decât ceea ce se întâmplă uneori pe cer. Spuneam că am să vă arăt ceva deosebit. Vă să rog pe cei din regie să apropie puțin. Am în această imagine cele 8 tipuri de... Să vedem cum facem să se vadă tot. Da, așa, se regleze puțin. Cele 8 tipuri de extraterestri descriși între anul 2000 și anul 2015. Da? O să-i vedeți pe toți. Și s-a făcut un sondaj pe un eșantion de 20.000 de dintre cei care au observat aceste ipotetice ființe, să le spunem. Unele dintre ele
să le spunem, benefice, deci n-au interacționat în mod agresiv cu oamenii, alții i-au alergat, alții i-au speriat. Și am să vă arătăm un fel de, să zicem, Miss AT, deci cel care a fost observat cel mai des și care a relaționat pozitiv cu cei cu care s-a întâlnit, o să-l vedeți. Este un gen de AT cu un craniu foarte mare, un gât lung, vedeți, ochii proeminenți, tipul clasic, maxilarul mic, și totdeauna a căutat să interacționeze cu... Este un desen, vă dați seama, o schemă făcută prin suprapunerea a câtorva sute de observații. Și acesta, ca și vezi, 2015, în 2015 a fost nominalizat, așa între ghilimele, ca cel mai des observat, așa zis, extraterestru. Acum, trebuie să mai știți un lucru foarte interesant, și anume faptul că, în general, anul 2015 și 2016 în lume a fost foarte sărac în raport cu ceilalți ani, cu prezentarea în mass media, vorbim de mass media scrisă și audiovizuală, nu vorbim de multimedia, deci de ceea ce se numește atașarea internetului, cu astfel de manifestări. De ce? Pentru că se pare că lumea, între ghilimele, sau cei care s-au cam plictisit, a rămas un subiect mai mult al celor care studiază efectiv acest fenomen. Asta neînsemnând, rețineți, subliniez, că numărul de cazuri a scăzut, ci din contră a crescut, dar se pare că au intrat cumva în cotidian. Adică ne-am cam învățat cu un astfel de, de fenomen. Îmi povesteau doi amici foarte buni din Republica Moldova că în timp ce se aflau cu tractorul la Arad, aveau montat pe tractor un proiector foarte puternic și arau noaptea în toamna anului care a trecut. Și un astfel de obiect toată seara, cât au stat până în jur de ora 2 noaptea, până au epuizat, că ei erau legați de consumul de benzină. A doua zi venea cisterna și le mai alimenta tractorul. Acest obiect s-a plimbat deasupra lor și deasupra câmpului cât au stat ei la Arad. Au semnalizat cu farurile, i-au răspuns. În momentul când s-au stins farurile la tractor și au plecat, a plecat și acest obiect zburător neidentificat. Amândoi făcuseră armata, culmea, unul dintre ei chiar la aviație, și au spus, nu semăna cu nimic din ce am văzut în Rusia. Și Rusia aici are multe aparate de zbor de tot felul. Așa au spus, erau oameni în vârstă care prinseseră armata acolo. Dar să-i răspund lui domnul Sima George, nu am să dau locul și o să vă dați seama de ce. Dânsul mi-a trimis mie un raport foarte detaliat, vreo 20 de pagini, cu așa zise trei obiecte zburătoare neidentificate care au aterizat într-o pădure, a vrut să se ducă în zona aceea, era o zonă inaccesibilă, după care, din cauza condițiilor meteo, n-am mai ajuns acolo. Domnul George, în primul rând, este lăudabilă observația dumneavoastră, faptul că, iată, ați consumat timp de mi-ați trimis această observație. Eu cunosc zona, am luat legătura cu cine trebuie acolo în zonă, dar vreau să vă spun că ceea ce ați văzut dumneavoastră, ați văzut niște parașute luminoase cu care se luminează câmpul de luptă în zona respectivă, că de-aia nu dau locul. Aveau loc niște exerciții militare și pentru niște militari care erau desantați de pe elicoptere, într-o anumită zonă se lansau aceste parașute luminoase pentru a vedea zona respectivă, fiind foarte accidentată, și pentru a vedea unde coborau, fie pe funii, fie pe scări din elicoptere. Ei erau undeva într-o așa zisă linie în spatele frontului, trebuiau să traverseze masivă pe care spuneți dumneavoastră că era în față, și dincolo era ipoteticul inamic. Deci ați vizionat un exercițiu militar, acele erau parașute militare de iluminare ale câmpului de luptă, ele sunt folosite în mod curent. V-am spus acest lucru ca să nu rămâneți cu impresia că vă ascund ceva, mai ales după cât efort ați depus. Deci, iată, sunt multe lucruri pe care ni le putem explica. Tot așa, cineva mi-a relatat de un obiect zburător care venea într-o anumită zonă și studia, și era, de fapt, un dispozitiv fără pilot,
un tip de giropter, dar fără pilot, deci fără ocupant, robot, care era folosit pentru fotografiere, filmare, culegere de date într-o zonă accidentată în munți. Nu știm pentru ce scopuri, topografice, militare, geodezice, geofizice, dar cert e că acesta era. Deci mașina unde se afla operatorul cu cel pe care îl manevra, se afla undeva pe șosea, este cea pe care ați văzut în apropiere, a zis că ați văzut înainte o mașină cu niște militari. Deci aceștia erau cei care manevrau obiectul respectiv. Deci atât că sunt și dispozitive pe care nu le cunoaștem, din vari motive, dar care nu vin din cosmos și sunt obiecte foarte terestre folosiți de diverse persoane care sunt în zone mai puțin accesibile. Iată, domeniul militar. Te rog, Iuri. Da, eu am primit o relatare foarte interesantă, cu ghilimele de rigoare. Am primit un telefon într-o zi de la cineva și m-a întrebat: domne, cât dați, cu cât plătiți o fotografie sau un șir de fotografii autentice cu OZN-uri? Și sunt glumă, domne, am și eu câteva și până acum nu le-am dat pe bani. Nu, domne, că ce am fotografiat eu acum 2 ore e incomparabil. Stă acolo și tot fotografiez de jumătate de când a apărut. Și zic, domne, dați-l la televiziune. Nu, că întâi trebuie o privire să-l vadă. Știu că ați mai văzut așa ceva. Dacă mă întrebați cât cost, cât trebuie să vă dau, cum să văd? Trimiteți-mi o imagine pe care o marcați. Bineînțeles, faimoasa fotografie OZN, fiindcă omul nu era la el acasă, era plafoniera, discul din tavan care se reflecta în fereastră, dar fotografia, bineînțeles, era făcută prin fereastră și a apărut un OZN fantastic. Și efecte optice, luminoase, efecte care se reflectă în diverse categorii de instalații, și mai ales când folosiți, am mai spus la o emisiune, când se folosesc telefoane mobile, senzorul este foarte aproape de lentilă și vă poate păcăli o insectă, un fir de praf mai mare, orice poate să apară a fi un OZN. Am primit și eu sute de fotografii de vrăbiuțe, fulgi, insecte care sunt chipurile OZN-uri. E încurajator totuși că oamenii în sfârșit au curaj să comunice și că printre aceste cazuri există totuși un procentaj însemnat care sunt reale. Și asta vreau să vă mai spun, niște relatări recente. Una din București, și o să vă, din 28 ianuarie 2012, unde chiar am fost acasă la cel care mi-a, de fapt la cea care mi-a dat telefon și mi-a prezentat relatarea. Este o doamnă care stă vis-a-vis de magazinul Obor, pe partea stângă, cum este privit dinspre centru, într-un drum din blocurile de 10 etaje, care la ora 24 își făcea obișnuitul ritual înainte de culcare, ploua aer, puțină gimnastică, să dormă bine. Cerul era lăptos atunci, nu se vedeau bine stele, dar i-a atras ceva atenția. Deasupra magazinului Obor, mergând pe direcția Colentina, a observat, culmea strălucind, un fel de stea. Doamna care este pasionată de astronomie, de recunoaște cu ușurință o parte din constelații, și-a dat seama că nu văzuse niciodată acea stea. Ba mai mult, s-a mărit nițel în dimensiuni steaua care nu era stea și a observat că avea un corp central sferic din care ieșeau un fel de tentacule ca de caracatiță. Iar la fiecare capăt de tentacol, poate senzor de cercetare, cine știe ce erau, erau câte o altă sferă de mai mici dimensiuni. A intrat, s-a îmbrăcat mai bine, a observat că direcția de deplasare era spre lacul Tei. Observația a durat 2 ore aproape, până când a dispărut din vedere acest obiect.
și-a remarcat că în timp s-a deplasat față pe direcția precizată încă 20-25 de grade. Ce a plecat pe Colentina s-a dus cumva spre lacul Tei, survolând foarte încet, parcă cercetând cu acei senzori ca tentacolele ce se întâmpla în zonă. Deci o observație de 2 ore, am verificat de acolo, într-adevăr se vede exact ceea ce mi-a descris, nu era o plăzmuire și mai mult a făcut niște fotografii, din păcate cu un aparat care nu este propice fotografierii pe timp de noapte, dar totuși se vede că acolo există ceva. În același an, 2012, a fost un an bogat chiar și pentru mine și am avut o grămadă de fotografii, știți că sunt pasionat de așa ceva. Un amic din comuna Pantelimon, împreună cu mama sa, au fost martori la o evoluție, zic eu, incredibilă, rară. I-am și felicitat, mi-a spus clar, ați văzut ceva unic, poate o dată în viață poți să fii martor la așa ceva. Era la ora 21:31, s-a uitat la ceas amicul meu, Ionuț, și a observat cam la 35-40 de metri deasupra solului, apărând dintr-o dată un fel de sferă cuprinsă de flăcări. Mi-am și notat, spun ce mi-a povestit, o culoare albastru-violet la interior și galben-portocaliu și cu unele nuanțe de roșu spre extremități. Când a oscilat în altitudine, a coborât foarte jos spre pământ, iar a urcat, dar tot așa spre plafon de 50-60 de metri, s-a învârtit într-o zonă, mi-a și arătat-o, am și filmat chiar la fața locului, am pe bandă video înregistrată toată povestea. Am fost interesat această apariție de culmea de o zonă virană în acea perioadă, acum s-au construit case. Când a fost la cea mai joasă altitudine, a putut observa la fel că acest OZN avea niște tentacule, tot așa pe spate, greu vizibile în prima fază datorită luminii foarte puternice pe care o degaja. Observația lui Nadur n-a fost atât de lungă ca și cea din 28 decembrie, a durat cam 20 de secunde și asta l-a frapat. După ce a cercetat cu mare interes acea zonă înainte virană, s-a pur și simplu a dispărut cu o viteză fantastică din peisaj. Relatările, deci și el a văzut, și mama sa a văzut, și au mai fost vreo doi vecini la care n-am putut să-i abordez, dar am și un desen făcut de Ionuț și chiar înregistrare video și a zonei în care s-a produs evenimentul, făcută cam la o lună după ce mi-a povestit. Pentru că lucrez, sper și la un film să fac pe... Iarăși observație tot în luna iulie, în zona comunei Potigrafu, OZN de formă cruciformă, a staționat 2-3 minute și pe urmă a dispărut cu o viteză fantastică. În alte zone am avut de la niște prieteni niște relatări foarte interesante. O prietenă, Carmen, din Bușteni, care pentru o perioadă a lucrat și la Coștila. În noiembrie 2010 era în stație, se uita la televizor, a constatat că emisiunea a fost perturbată, nu mai funcționa bine televizorul, a ieșit, era și cu fetița, au ieșit afară. Deasupra
stației era un aparent un nor lenticular de formă circulară. Cât a stat norul acolo, toate aparatele au fost perturbate. De fapt, norul părea să fie mai curând o formă de camuflaj a ceea ce era în interior. S-a deplasat formă încet, mi-a spus, cu viteză mai mică decât a unui elicopter, de exemplu, pe direcția Sinaia, la 2-3 minute după ce acel aparent nor a dispărut din zonă, starea și funcționarea apărăturii a revenit la normal. La fel, am un amic din Brașov, Andrei, un împătimit al drumeților montane. Pe 27 mai 14:30 se afla pe vârful Piatra Mare în 2011 și privind spre vârful Postăvaru a observat apariția unui obiect luminos aparent ovoidal care avea o deplasare dezordonată în aer sau cel puțin așa părea a fi dezordonată. A reușit să obțină, deși distanța era destul de mare, și două fotografii când OZN-ul a staționat pentru câteva clipe. În total a putut fi observat acest OZN timp de 40 de minute, după care pur și simplu a dispărut. Nu a sesizat de regulă fenomene de regulă adiacente acestui tip de observație, adică păsările să fie agitate, animale la fel care să plece din zonă, cum v-am povestit și în observațiile mele, un prim semn, de exemplu, că se apropie sau se deschid acele portaluri, este dispariția din zonă foarte rapidă a tot ce înseamnă pasăre. Culmea că cam până aceea zonă, la 11 septembrie, și am făcut o observație foarte interesantă. Eram cu un grup lângă Sfinx, chiar la baza Sfinxului. Am reușit să prindem, să urcăm înaintea tuturor grupurilor și ne-am bucurat de liniște și de ce înseamnă măreția acestui simbol al țării noastre. Și pe direcția sud-est am văzut cu toții, eram 5-5, un obiect strălucitor, aparent staționar, care a putut fi observat între 10:45 și 11:30. Era greu de estimat dimensiunea fiind deasupra munților în lipsa altor repere. S-a oscilat foarte puțin în altitudine, apoi s-a deplasat pe direcția sud. Am încercat să-l și filmez, dar n-am fost cu o cameră mare după mine, ci am avut un aparat la care a trebuit să folosesc și zoom digital. Bătea și tare vântul și n-aveam nici trepied. Se văd niște imagini și în fotografie, de fotografie l-am fotografiat, dar pe film speram să obțin mai multe, dar n-a ieșit ce aș fi vrut. La fel, de aici, de data asta, tot am fost și eu implicat în zona intrării Iorebu, intersecția Bulevardul Nicolae Grigorescu și Constantin Brâncuș. August 22 iulie. În iulie a fost. Au apărut venind dinspre est și apoi dintr-o dată au virat pe direcția nord o serie de lumini solitare roșii care acum și-au schimbat. Acum că erai la chestia asta, e ceva foarte interesant și un bun prieten îmi aduce aminte de o poveste așa mai hazlie. Cineva îmi povestea cum de două, trei ori pe săptămână
niște OZN-uri vin și decolează sau aterizează din lacul Iore. Și odată, de două ori, de trei ori, mi-am povestit chestia asta până ne-am dus acolo să vânăm OZN-urile, vedem ce se întâmplă. Chiar așa o periodicitate, nimeni nu afla despre ce este vorba. Ei, n-a fost nevoie să ne ducem a doua oară. Deci undeva în zonă era un local unde aveau loc aniversări, sărbători, nunți, botezuri și alte cumetrii și totul se încheia seara după ora 12 prin lansarea de lampioane. Lampioanele erau purtate de curenții deasupra lacului care aveau o temperatură, în oraș aveau altă temperatură și dădeau imaginea unui obiect care avea un joc total aleatoriu, ceva, până când ele se stingeau de la sine și cădeau în lac. Iată, se poate întâmpla și așa ceva. Și nu uitați un lucru foarte important, că ancheta forțelor aeriene regale britanice, la care a participat vestitul ozenolog, ufolog Nick Pope, s-a terminat tot din cauza unor lampioane în care ministrul apărării de atunci a zis, e clar, OZN-urile sunt niște lampioane. Și s-a terminat cu ancheta în Marea Britanie. Asta ca să terminăm așa într-o notă mai hazlie. Apropo de lampioane, la 12 noaptea de Revelion am fost sunat. Domne, a apărut un șir de OZN-uri care vin... Da, lampioanele erau lampioanele. Ce culoare au? Roșii. Ok, m-a liniștit. Da. Deci sunt și astfel de manifestări care, iată, le putem identifica și am mai spus de atâtea ori. Nu înseamnă... Deci OZN înseamnă obiect zburător neidentificat. Nu înseamnă neapărat că au venit marțienii, venusienii, neptunienii sau nu mai știu unde din altă parte. Iar cei care pasionează, care vor să știe, care se gândesc că poate, iată, programul de comunicare cu ipoteticile ce ființe extraterestre, de căutare acestor. Se poate întâmpla ca unele, câteva, poate să existe și astfel de semnale. Ați văzut cum ne-au scris telespectatorii, răspundeau la semnale de lanternă, la farul de mașină, la făclii aprinsă, la focuri de tabără și sunt și alte exemple mult mai eloquente. În Bușteni, de exemplu, oamenii s-au obișnuit cu ele. Le văd luminile verzi, așa, urcând pe muntele Caraiman. De multe ori se dau flash-uri cu lanterna și se răspunde de acolo. Este clar că nu sunt excursioniști. Bun. Ce sunt? Nimeni n-a reușit să spună. Vă aduceți aminte? A fost una dintre fotografii în care și eu am prins ceva intrând sau ieșind din munte de acolo. Ceva este. Nu, poate nu acele tuneluri de care vorbesc cărțile de ficțiune, dar dat fiind energia stranie, puternică acestor munți, să fie ceva mai mult interes pentru studiul acestei zone sau pur și simplu aceste zone să fie zone de reper geografic pentru călătorii interdimensionali. Nu e neapărat nevoie să aibă baze acolo, dar când circul între dimensiuni, poate folosind energia gravitațională, electromagnetică, la un moment dat ai nevoie de niște repere. Știu că în lumea X mă opresc pentru realimentare, să-mi iau iarăși elanul de trecere pe lângă niște munți, în lumea Y mă opresc lângă o apă, niște repere care nu se modifică atât de ușor în timp. Și atunci e posibil ca acestea apariții... Eu aș vrea să încheiem mai aducând o dată aminte acea definiție extraordinară pe care, după părerea mea, unul dintre cei mai mari specialiști în ufologie, în observarea obiectelor zburătoare neidentificate, Ale Hynek, cerător de origine americană, care a lucrat pentru forțe aeriene SUA, pentru NASA, pentru Marina Militară Americană și pentru organizații civile de cercetare în domeniul ozenologiei, care spunea că un obiect zburător neidentificat este reprezentat de acea observație făcută în cosmos, în stratosferă, în atmosferă, la suprafața solului sau a apei, a unui obiect, a unei imagini, care folosindu-se toate mijloacele tehnice, optice, radar, radiotehnice, radioelectronice, cinematografice, nu a putut fi elucidată originea sa. Deci iată că avem și astfel de obiecte pe care le numim, clar, obiecte zburătoare neidentificate. Fiecare dintre noi a văzut măcar o dată în viața lui un astfel de obiect care zbura
și nu l-a putut identifica. Deci acesta înseamnă un OZN, un obiect zburător neidentificat. Acum că ești martorul unei întâmplări de genul celei care, iată, a marcat această emisiune, este o raritate și face parte din acea categorie. Poate a fost chiar ales de destin să fii acolo și să vezi așa ceva. Stimați telespectatori, noi ne apropiem de atât de final. În fiecare miercuri la televiziunea 6 TV, nu uitați, anunțați-vă prietenii, la ora 20 este emisiunea Teoria Conspirației, de la ora 20 la ora 22. Și în fiecare vineri, de la ora 20:30, emisiunea Puterile Secrete, emisiune realizată și moderată de doamna Olga Croitoru. Noi așteptăm în continuare părerile dumneavoastră, reacțiile dumneavoastră la emisiune. Ați văzut că fac tot posibilul să răspund la toate întrebările de bun simț care ne sunt puse. Și nu uitați, întotdeauna suntem deschiși la sugestiile pe care dumneavoastră le aveți. Emisiunea de azi se încheie aici. Vă mulțumim pentru atenție. La revedere, pe curând. O seară frumoasă.